Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Vișeu de Sus s-au oprit în trafic un autoturism condus de către un tânăr maramureșan de 26 de ani, în care au descoperit două pungi care conțineau o substanță de culoare alb-cristalină susceptibilă a fi substanță interzisă, respectiv peste 500 de grame drog de mare risc 3CMC, cu o valoare de piață de aproximativ 53.000 de lei, pe care intenționa să o comercializeze. În autoturism a mai fost descoperit un cântar de mare precizie, precum și suma de 4.500 de euro. S-a întâmplat sâmbătă când un echipaj mobil din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu și a oprit pentru control pe o stradă din localitatea Vișeu de Jos un autoturism marca Dacia înmatriculat în România, condus de un cetățean român în vârstă de 26 de ani, domiciliat pe raza județului Maramureș. În urma unui control efectuat asupra autoturismului, polițiștii de frontieră au descoperit cele două pungi care conțineau o substanță alb-cristalină, una ascunsă în ușa din față stânga, iar cea de-a doua în zona schimbătorului de viteze, precum și un cântar de mare precizie, în ambele pungi fiind vorba de peste 500 de grame, posibil substanță interzisă de la consum. Conducătorul auto a declarat că nu știa ale cui sunt pungile cu substanțele respective. Totodată, substanța a fost ridicată, ambalată, sigilată și transmisă către parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție DIICOT, Biroul Teritorial Maramureș, în vederea continuării cercetărilor. Tot sâmbătă, în baza unui mandat emis de Tribunalul Maramureș, polițiștii de frontieră, împreună cu reprezentanța ai SCCO Maramureș, au efectuat o percheziție la domiciliul maramureșanului, ocazie cu care au mai ridicat alte pliculețe cu reziduri din aceeași substanță, precum și alte două cântare de mare precizie. În cauză se efectuează cercetări pentru infracțiunea de trafic de droguri de mare risc. De asemenea, în urma probatoriului administrat a mai fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele bărbatului. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. Bărbatul era taximetrist în Vișeu de Sus și sursele vasiledale.ro spun că era principalul dealer al tinerilor din orașul maramureșan. De altfel, surse judiciare au precizat că vânzarea drogurilor s-ar fi făcut direct din taxiul pe care îl conducea. Totodată se pare că tânărul a mai fost prins cu droguri, însă atunci a scăpat mai ieftin, deoarece cantitatea de stupefiante ar fi fost foarte mică și ar fi spus că sunt pentru consum propriu.